Domnul domnul Șarlo și domnul, bună seara și bine ați v-am regăsit la o nouă emisiune Sport Plus, o emisiune care și de această dată își propune să vă ducă spre lumea atletismului, două subiecte extrem de interesante, atletismul la nivelul Masters și pe final interviuri venite din lumea handbalului juvenil, însă înainte de toate, haideți să vedem subiectul principal pregătit pentru dumneavoastră în această seară, se referă la doi dintre corifeii, cei care continuă mișcarea atletică la nivelul județului Maramureș, după un Iosif Feșco, Ferdinand Moscovici, vorbim de alte nume la fel de importante care au scris și scriu istorie în atletismul veteran. Este vorba de doamna anișoara Monica Hordo, atletă în cadrul Asociației Club Sportiv Gold Star Baia Mare. Bună seara, domnule Monica! Și domnul Carol Farcaș, să spunem un lord al atletismului maramureșan, la fel legitimat la același club Gold Stars Baia Mare. Bună seara, domnule Farcaș! Bună seara! Două persoane extrem de importante, practic primii doi legitimați ai acestui club pe ramura de atletism, pentru că se știe clubul supervizat de Delia Covaci a început în 2012 cu ramura în not, iar de circa un an de zile s-a orientat și spre atletism cu doi oameni extrem de importanți. Mai întâi de toate, doamna Monica Hordo, iată, reușiți după mai bine de două decenii să faceți pasul de la CSM spre Gold Stars Baia Mare, alături de domnul Carol Farcaș. Da, așa este. Bună seara. Mă bucur pentru invitație. În același timp mulțumim. Am fost legitimată la clubul CSM Baia Mare. Ce să spun? Am fost mulțumită. N-am plecat de la acel club din anumite motive. Am plecat pentru că doream ca și domnul Carol Farcaș să fie legitimat la un club. Ori colega mea de clasă din liceu, Delia Covaci, a hotărât să afilieze partea de atletism la Federația Română de Atletism. Și atunci am hotărât să ne legitimăm. Un club extrem de interesant care se face referire mai mult la partea de Masters, pentru că, iată, pe disciplina atletism sunteți dumneavoastră cu domnul Carol Farcaș, iar pe segmentul de not un Ștefan Gherghel și mai nou Alexandru Coci. Alte da, două nume. Doi mari înotători ai României. Un club mic cu nume mari în cadrul acestui club sportiv. Da, așa este. Ce să spun, ne bucurăm nespus de mult că au avut încredere noi cei de la Gold Star. Că, practic, am putea spune, decizia au luat-o împreună pentru afilierea la Federația Română de Atletism. Și rezultatele, să sperăm că vor fi din ce în ce mai bune. Noi ne dorim asta. Ne antrenăm, muncim pentru... Deși pare oarecum utopic, iată, sunteți colegă cu domnul Carol Farcaș, generații diferite, însă trageți la aceeași căruță, să spunem. Da, atletismul... N-ai cum să faci... Probele ne sunt diferite, categoriile de vârstă sunt diferite. Noi antrenamentele le facem împreună doar. Trecând de la domnul Carol Farcaș, poate unul dintre cei mai emblematici atleți ai Maramureșului, de mai bine de un sfert de secol în lumea atletismului, mai exact din 1987, de mai bine de 30 de ani chiar, un campion balcanic cu 7 titluri balcanice reușite. Mai întâi de toate să spunem că deține supremația în ceea ce înseamnă titlurile naționale, dar înainte de a intra în discuție cu dumneavoastră, să arăt spectatorilor trei dintre diplomele de excepție, prima dintre ele venită de la Iolanda Balasoter, acordată pentru merite deosebite în dezvoltarea atletismului românesc, este poate piesa de rezistență a domnului Carol Farcaș, este un element de muzeu, de
care poate fi luată oricând în considerare. O altă diplomă de excelență, un certificat de excelență acordat domnului Carol Farkas de Sorin Matei, președintele Federației Române de Atletism. O altă importantă distinție primită de dumneavoastră, domnule Farkas. O a treia venită de la Comisia Atleților Veterani, venită de la regretatul profesor Gheorghe Rugină. O diplomă la fel de frumoasă și interesantă. O diplomă reușită la campionatul național în aer liber de anul trecut din capitală la proba de 300 de metri garduri. Și ultima dintre ele, cea pe care o are și doamna Monica Holdo, vine de la campionatul european din Slovenia, dacă nu greșesc, balcanic, de la Celje, Slovenia, din 2018, la fel una dintre multele dumneavoastră distinții, atât ale doamnei Monica, cât și ale dumneavoastră. Mai întâi de toate, domnule Farkas, veniți din lumea handbalului, sunteți cunoscut ca un fost handbalist, ca un mare arbitru de handbal, dar acum, circa mai bine de 3 decenii, ați făcut pasul spre atletism. Cum l-ați făcut și cum ați ajuns la cele, dacă nu greșesc, 148 de medalii, fiind numărul 1 în România la acest capitol? Fiind arbitru de handbal, am alergat pentru testul cupei pe stadion și m-a văzut domnul Moșcovici, care a fost un mare atlet a României, se știe toată lumea, și a venit la mine și m-a întrebat, zice, nu vrei să faci atletism? A văzut cum alerg și nu vrei să faci atletism? Fac, dar nu știu sub ce formă, zic, uite, sunt cu handbal. Zice, uite, acum mergem la Berlin, Calvo Vivari, la concurs, dacă vrei, eu rezolv pașaport, rezolv tot, numai să vin. Zic, bine. M-a luat domnul Moșcoviș la poliție, la miliție, la domnul Sigismund, în 2 zile s-a rezolvat pașaportul și am mers la primul concurs la Berlin și la Calvo Vivari. Atunci am început să tatonez probele mele, am participat. Deci în câteva zile, practic, ați fost aruncat în cușca lui. Da, exact. Am tatonat probele, atunci acolo a fost un concurs de cross, care nu prea m-a plăcut. Eu sunt prea greu pentru așa ceva și acolo am participat prima dată la concurs și a fost o ieșire foarte reușită și atunci am rămas în atletism. După aia am venit acasă și am început să mă interesez de probe și am încercat mai multe probe de atletism să văd care îmi convine mai mult. Am făcut și marș, am făcut și curse lungi, am făcut și viteze și am rămas la probe de viteze și la probe de garduri. Dar problema este că nu prea am unde să fac garduri în Baia Mare. O să discutăm de problema infrastructurii, a susținerii financiare, dar mai întâi de toate, spuneți-mi după cât timp au apărut primele rezultate. Primele rezultate au apărut cam după 2-3 ani. După ce am intrat bine în activitatea asta atletică. Nu a fost o perioadă care să vă descurajeze? Pentru nu, că totuși nu, erați un om, nu. Un om cu maturitate și o gândire în sport. Eu de când mă știu m-a plăcut sportul. Deci am făcut fotbal, am făcut handbal, arbitru și pe mine nu mă sperie sport. Deci îmi place. Eu dacă nu alerg și acum vreo 2-3 zile, nu mă simt bine. Sunt bolnav efectiv. Deci trebuie. Un mod de viață. Deci pentru mine a devenit un mod de viață. La fel de important, doamna Monica Holdo, este faptul că de pe clasa 1 ați început atletismul. Da, am început din clasa 1 pentru că l-am iubit. Am iubit să alerg. Nu știam eu la vremea aia cu ce se mănâncă atletismul. Doar că îmi plăcea educația fizică. Cine se face vinovat de această pasiune a dumneavoastră? Sau cine v-a îndrumat spre? Cine m-a îndrumat? Părinții mei nu mă susțineau și când am dat la liceu de educație fizică erau împotriva, mai ales tata.
Deci nu m-au susținut așa cum îl susțin eu pe fiul meu. Pentru că trebuia să... Există anumite percepte. Înainte de 89... Trebuia să ai o meserie. Deci asta era vorba tatălui. Trebuie să ai o meserie pentru că altfel nu o să faci nimic. Și până la urmă tot acolo am mers, unde am simțit că am tragere de inimă. Plus de asta, în acei ani, ca și acum, exista o paletă largă sportive. Da, și mai ales cu partea de atletism. Eu am terminat 2 ani de educație fizică la liceul Vasile Lucaciu, sub îndrumarea domnului Gheorghe Cordea, care mi-a fost și dirigintă și profesor. Dumnezeu să-l ierte, că din păcate anul trecut am aflat că a plecat. Și după care am stabilit că mi-ar fi mult mai bine să mă duc la liceul de educație fizică și sport. Dar acum, stând și cu mintea pe care o am acum, dacă era cineva să mă susțină, regret că am plecat. Pentru că era omul care și-a dorit enorm de mult să mă susțină. Deci, în cei 2 ani de educație fizică de la liceul sport, de la liceul Vasile Lucaciu, eu aveam diurnă la liceul sport, la hotelul sport, deci masa de prânz asigurată. Și chiar l-am simțit, dar antrenamentele erau foarte dure. Și aveam momente când, ca orice adolescent, zicea, iar bucăți, iar... Și am zis, merg la liceul sportiv pentru că am șanse mai mari. Ei, se pare că acolo m-am pierdut. Motiv pentru care am vrut să-mi demonstrez mie că pot. Poți deveni un sportiv de pluton în momentul în care optezi pentru un liceu sportiv? Acum depinde de antrenor, depinde de... Sunt mai mulți factori care... și în primul rând condițiile, că iarăși ne întoarcem la... Deci e important să ai unde să te pregătești. Pentru că o altă întrebare s-a referit la faptul că, deși faceți de atâta timp atletism, mai are nevoie un sportiv ca Monica Hordă de un antrenor. Și aici voi da doar 2 nume. Eugen Răducănescu, Delia Grumaz și un oarecare sfătuitor, Carol Farca sau Iosif Heșco. Da, mai mult mă îndrept către domnul Carol Farca și Eugen Răducănescu și, nu în ultimul rând, Delia Grumaz, pentru că sunt antrenori Delia care... Delia Grumaz, care se ocupă și de copii. Da, dar Delia Grumaz, trebuie să știm că a avut un atlet care este la lot. Deci, Resmi Belș Daniel. Și fiind un atlet care a făcut viteză, eu la fel, practic, nu probele de anduranță, probe tehnice, cum este lungimea, 200-400 ar fi proba mea, dar antrenamentele sunt destul de grele. Și parcă încerc să mă adaptez lungimea. Lungimea e una din favoritele mele probe. Deși este grea, condițiile pe care le am pentru antrenamente sunt odată iarna. Odată cu trecerea anilor, încep să te gândești tot mai des la schimbarea probelor? Te gândești, normal, pentru că nu ai cum. Dar în momentul de față nu mă gândesc. Adică sunt atât de încăpățânată să cred că până la 50-55 de ani voi obține o medalie europeană sau mondială la lungime. Deci nici nu concep. Deci nu pot să concep. Domnule Carol Farcaș, la 72 de ani, mai are nevoie Carol Farcaș de un antrenor? Păi nu mai am nevoie. Eu știu ce program am și... Știu ce am de făcut la fiecare antrenament. Cu atât mai mult cu cât nu cred că sunt foarte mulți care mai practică această probă, gardurile, specialitatea dumneavoastră. Într-adevăr, în țară nu prea sunt mulți. Suntem cam vreo 4-5 care practicăm. E o probă grea, foarte grea. Și este foarte rău că cum schimb categoria din 5 în 5 ani, distanțele de la garduri se micșorează. Și înălțimea gardurilor. Deci după ce te obișnuiești bine cu distanța... La categoria dumneavoastră, distanța acum dintre garduri este de 8 metri. 8 metri. Și 75 înălțime. 76 de centimetri înălțime. Înălțimea. Deci la mine vine foarte rău că înainte am avut 84 înălțime și acum am mai jos. Și distanța am avut 9 metri, acum am 8 metri între garduri.
Și trebuie să se lucreze. Și din păcate nu vă puteți întoarce nici la categorie inferioară de vârstă. Da, se poate cobori. Deci dacă ești mai în vârstă, poți să cobori la, și la categoria 40. Dar nu poți să urci cu categoria mai sus. Știți? Și la mine foarte rău acum că am lucrat până acum cu 9 metri între garduri. Și acum foarte greu e spașii. Fac un pas în plus înainte de gard, bat pe loc un pas. Cu care pierd, efectiv. Ce înseamnă asta într-o competiție? Pentru competiție înseamnă foarte mult, pentru că e vorba de secunde, sutim de secunde. Și dați seama, dacă în fața fiecărui gard bat un pas în plus, deja se adună. Și contează, la probele de sprint contează foarte mult pornirea și la mine la garduri, cum ies garduri, pașii la garduri. Și fiind probe de distanță scurtă, nici nu prea ai timp să recuperezi. Păi, nu. Pentru că dacă vorbim de un 400 garduri, 400 sau probe de maraton, ai ratat probă. E clar că nu mai poți să recuperezi. La probele de cross, faci acel handicap. La probele de cross nu contează startul, pentru că acolo pe traseu ai tot timpul să recuperezi. Și îți faci anumite strategii de abordare. Dar la viteză nu există. La probele mele, la viteză, aici ai arătat startul, nu mai ai cum să recuperezi. Pentru că contează sutimile foarte mult. Contează mult și competițiile care se țin în sală și cele de afară? Și la mine contează, pentru că sunt alte condiții. Și suprafețele de... Păi sigur că da. Concurs sunt altele. Oriunde am fost în Europa, peste tot e tartan, garduri de-astea. La noi încă vorbim de suprafețe din zgură. Dar nici măcar zgură. Deci, întorcându-ne la bazele sportive existente, pentru că este o realitate. Caramidă, tasată, zdrobită, deci nu se poate numi zgură. Și zgura, din câte mi-aduc eu aminte, trebuie întreținută, udată, tasată. Am o colegă de la București, nevasta fostului arbitru Tudor Alexandru. Cred că ați auzit. Da. Nevasta lui Tudor, mic colegă. Chiar practică gardurile. Sare garduri. Și acum vreo 4 ani a fost în Baia Mare și a venit pe stadion aici la noi. Și când s-a uitat, zice, măi, Farcaș, aici alergi tu, aici faci tu performanță. Un stadion așa ca asta eu n-am văzut în viața mea. Păi zic, asta e. Eu aici mă antrenez. Poate aceasta ar fi și cauza pentru care Baia Mare nu-și permite să organizeze o competiție, să spunem, de media învergură, pentru că de mare învergură... Eu de mulți ani am propus la federație, dacă ar fi un stadion în Baia Mare, am putea face, să aducem măcar un campionat național aici, în Baia Mare, chiar și un campionat balcan. Dar pentru asta trebuie să ai teren, vestiare... Nu cred că sunt piste suficiente. Culoare. Culoare suficiente. Știți care e treaba? Vorbim de 2-3 culoare. Nu, momentan, cum e stadionul de atletism, acolo nu se poate face un concurs de atletism. Nu se poate face. Riscurile sunt foarte mari de accidentare. Pentru că o pistă de atletism trebuie să aibă 8-9 culoare și măcar în turnanțe să aibă 6. Ceea ce nu e și posibil. Nu este. Și nu sunt sectoare. Aruncarea... Plus probele tehnice. Probele unde tehnice. Faci? Lungime. Deci ar trebui acum, să la lungime ne mai amăgim cu pragul și tartanul. Așa deci trebuie să fie polivalentă pentru mai multe probe. Triplu salt, lungime. Deci normal. Trebuie să fie un stadion funcționabil. Asta nu e funcționabil. Asta e bun stadionul ăsta pentru alergare, jogging, pentru așa ceva. Nu pentru probe, deci, n-ai cum să faci. Deci doar pentru întreținere. Nu. Da, pentru menținere. Cine vrea să facă sport, să alerge. Deci un concurs nu se pentru sportul de masă. Da, sportul de masă. Dar un antrenament de calitate pe asemenea... Nu. Și dacă spuneți că nu sunt condiții prielnice din punct de vedere tehnic, nici copiii nu pot să-și distrugă tendoane, picioare. Tocmai asta e surprinzător care vor să facă la București, când merg copiii de la Baia Mare, marea majoritate spun, păi, sunteți acolo într-o sălbăticie cu stadionul și totuși aveți rezultate. Da, pentru că copiii sunt dornici.
Însă tare mă tem că la un moment dat acest talent nativ al românului se va cam termina. Pentru că nu poți la nesfârșit să... Tot ce e posibil, adică... Și avem oameni de atletism valoroși. Avem și avem. Vorbim de doamna Endrea, care e chiar reprezentant al Comitetului Olimpic, vorbim de Adrian Bonaț, vorbim de sportiv ca dumneavoastră. Deci, doamna Popterezia, care Popterezia. Este un antrenor pentru care cred că îi curge sânge prin... Deci, șlefuitor de talente atletism. Sunt. Baza... Da, fără condiții. Noi ne antrenăm acum în sala sporturilor. Aer închis. Cu atât mai mult, chiar ieri, să spunem, spectator, duminică, v-am văzut cu ocazia meciurilor de la copiii de la junior, v-am văzut pe acele inele ale sălii sporturilor în partea de sus, antrenându-vă, dar e tot așa. Deasupra scaunelor spectatorilor, da, pe acele culoare. Și pe acele culoare am observat și pe sportivii de la atletism, copii care făceau acolo se antrenează iarna, pentru că nu au unde să, adică afară, pe stadion, zăpadă, nu-i curățat, nu... Acum singura șansă poate ar fi dezvoltarea cu adevărat acestui complex sportiv național. În Baia Mare, da. Totdeauna noi tot sperăm, dar... Totdeauna am avut un centru foarte puternic de atlet masters. Foarte puternic. Ne concuream totdeauna cu Bucureștiul. Când mergeam la București, bucureștenii totdeauna întrebeau, Baia Mare au venit, se ce mai de noi. Știau. Acum suntem din ce mai puțin. Deci noi am fost adversarii lor direct. Nu știu dacă suntem 10 atleți masters. Acum suntem noi și mai sunt în devenire câțiva. Rusioan, de exemplu, foarte bun, la aproape 800, 1500. Avram Marin, care vine puternic din urmă. Deci avem atleți foarte buni și foarte pasionați. Numai condițiile, e greu să faci performanță. Pentru că cu atât mai mult dacă un copil care face și care este tânăr simte aceste suprafețe, cu atât mai mult le simțiți dumneavoastră. Cum să nu simți? După o anumită vârstă. Alergarea pe mozaic. Și poți face comparații și aveți anumite borne de ghidaj în condiții în care, iată, străbateți Europa lung și lac. Da, pentru că, nu știu, atâta timp cât îți place ceva și îți aduce satisfacție, chiar dacă condițiile sunt precare. Bun, dar și perioadele de accidentare cred că sunt mult mai... Sunt. Lasă adică riscurile sunt mai mari să te accidentezi. Și de mai lungă durată. De lungă durată. Te scoate din competiție. Adică orice accidentare, mă refer la întinderi, contracturi, repausul e cel care te reface. La fel, doamnă, să vă întreb, pentru că proveniți din sistemul de sănătate, sunteți și kinetoterapeut. Simte organismul lui Monica Holdo momentele, să spunem, de sincopă, momente în care organismul efectiv vă cere să faceți repaus? Categoric. Chiar săptămâna trecută am încercat să fac două antrenamente. Adică unul dimineața, unul de după amiază. Și luni dimineața din nou la antrenament. Și bineînțeles că domnul Vărcaș deja mă cunoaște după atâția ani de zile ce s-a întâmplat. Păi zic, ieri am fost la sală. Deci nu rezist. Adică nu că rezist, dar organismul îmi spune stop. Și dacă continui, riscurile de accidentare sunt foarte mari. Adică organismul îți spune oprește-te că nu ești pe drumul cel bun. Fă o pauză, revină și pe urmă continua. Motiv pentru care nici nu merg la antrenamente zilnic. Merg o zi da, una nu, o zi da, una nu. După pauza de publicitate o să continuăm discuția și despre programul de antrenament. Doamnelor, domnișoare și domnilor, luăm un scurt calup de publicitate. Revenim cu cei doi invitați din lumea atletismului, doamna Monica Holdo și domnul Carol Farcaș. Ne găsiți în Vivo Mall Baia Mare, la parter lângă hipermarketul Cora. FIC, broker agent de asigurare SRL, vă oferă ieftin și rapid următoarele servicii: înmatriculare auto, de la contracte auto, programări și pregătirea dosarelor pentru înmatriculare, asigurări de orice tip, RCA, casco, locuință, călătorie, viață. În Vivo Mall Baia Mare, la parter lângă hipermarketul Cora. În fiecare zi, 7 zile din 7, de la ora 10 la 22.
O lume a tuturor posibilităților, în care trăim, visăm, muncim. O vrem curată, armonioasă, prompt și impecabil de fiecare dată. Housekeeping ne cunoașteți și creștem odată cu voi. Curățenie profesională în instituții, supermarketuri, hoteluri, case particulare, hale industriale, peisagistică și întreținere spații verzi, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vânzare de echipamente de protecție, facility management, housekeeping, detaliul curățeniei. Ce înseamnă să nu te poți bucura de minunile vieții? Ce înseamnă să nu te poți bucura de desenul copilului tău? O viață trăită în întuneric merită schimbată. Cu ajutorul doctorilor specialiști, cu aparatură de ultimă generație, la Clinica Vitreum, vreau să încerc o schimbare. Cu ajutorul chirurgiei refractive, am reușit să scap de ochelari, operație care a durat 5 minute. Dăruință, tehnologie, performanță. Într-un cuvânt, oftalmologie. La Clinica Vitreum. V-ați ales deja locația pentru nunta de vis? Dacă nu, aveți un motiv de decizie. Hotel Magus și Christakis Travel vă oferă cadou de nuntă. La fiecare nuntă rezervată pentru anii 2019 și 2020, primiți o excursie romantică în Veneția. Dacă vi se pare incredibil, mai aveți încă o surpriză. Christakis Travel și Restaurant La Gourmet vă oferă în plus două vouchere pentru luna de miere în valoare de 50 de euro fiecare. Pentru detalii și informații suplimentare, vă așteptăm la Hotel Magus din strada Dura numărul 4, Baia Mare. Intră în lumea eleganței și a bunului gust, iar noi ne vom ocupa de fiecare detaliu ca evenimentul tău să fie unul de nota 10. Restaurant La Gourmet. 170 de locuri pentru servirea mesei și o grădină de vară deosebită. Evenimente sociale sau mondene, nunți sau botezuri, zile de naștere sau petreceri de firmă, toate într-un loc de excepție. Restaurant La Gourmet. Experiențe memorabile în arta culinară. Bine ai venit la Hotel Magus! Camere confortabile, interior elegant și o echipă prietenoasă și bine pregătită. Hotel Magus potrivit pentru o vizită de relaxare sau de afaceri. Sala de conferință este echipată într-un stil clasic cu dotări moderne și are o capacitate de 100 de locuri. Hotel Magus. Simte diferența! Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Magazinul Compact. Zi de zi, aceeași eleganță în servire. Aceeași calitate superioară a mărfurilor. Aceeași atenție față de cumpărători. Compact. Mereu magazinul tău preferat. Dacă nu crezi, hai la Compact ca să vezi. Un automobil de calitate are nevoie de piese pe măsură. Descoperă promoțiile Tenet Euromaster la anvelope, baterii și sute de piese și accesorii auto. Tenet. Vulcanizare, montaj și echilibrare roți. Profesioniștii noștri îți livrează comenzile în timp record. Tenet. Cu noi vei fi mereu mulțumit! Magazinele Madeline te invită să îți alegi rochia potrivită pentru sărbători. Ținute speciale în ton cu moda, rochii în 10 de nuanțe de culori și croieli. Magazinele Madeline, intră și convinge-te de calitatea excepțională a produselor noastre și de prețurile mici. Alege Madeline și fii strălucitoare! Madeline din Kaufland ne-a mutat pe Bulevardul București numărul 7 și numărul 14. Revenim cu cei doi invitați, cum spuneam, din lumea atletismului, doamna Monica Anișoară Holdo,
poartă un prenume predestinat, Anișoara Cușmina, Anișoara Hordo. Mi-ar place. Deci chiar doamna Anișoara Cușmina, în care în picioare un palmares și un record de 7,43 metri în 1984, parcă la Los Angeles. A contribuit la botezul noastră când ați primit acest nu prenume? Cred, nu cred că mama și cu tata nu cred că s-au gândit la Anișoara Cușmir. Și domnul Carol Farcaș, un titan al atletismului, cum spuneam, cu 148 de titluri naționale, 7 titluri balcanice neegalate, 52 de titluri balcanice, 7 recorduri neegalate până la momentul actual. Revenind de la ceea ce spuneam, continuăm foarte rapid cu bazele sportive. Din păcate, nu avem o cultură a respectului față de apropiat, nu avem o cultură a bazelor sportive, pentru că, iată, oferind baze sportive publicului larg, întâmpina și anumite greutăți. Domnule Carol Farcaș, chiar ați fost mușcat de câini pe o pistă de atletism, căței altor, așa zis, atleți își fac necesitățile în groapa cu nisip, unde dumneavoastră vă pregătiți pentru probe. Așa este, într-adevăr. Eu am avut foarte multe probleme cu spectatorii de acolo care vin. Pseudo-atleti, să le spunem. Așa se zice. Că vin acolo și se facă plajă, vin să plimbe cățelul, vin să se uite. Și eu zic că stadionul ăsta, dacă așa se numește, stadionul de atletism, să fie stadion de atletism. Să ne respectăm între noi, domnule. Să nu mai intre cu câini, să nu mai intre cu biciclete și cu alte animale. Pentru că lumea, de multe ori, când am făcut observații, că este un tablou pus acolo, să nu mai intre cu câini. Un afiș, să nu mai intre cu câini și cu biciclete. Dar lumea vine. Și dacă faci observații, zice, dar ce face câinele? Ce face câinele? Păi chiar face foarte mult. Ajunge că latră odată. Deja mă atrage atenția. Pentru că eu când alerg, formez un ritm și dacă mă atrage atenția, ies din ritmul ăsta. Sau plimbă cățelul, urinează acolo pe iarbă, eu mă duc să fac acolo flotări. Sau în nisip, face, urinează acolo și colega merge și sare la groapă acolo în nisip. Practic în urin. Deci nu e normal, domnule, noi să ne respectăm între noi, domnule. Dacă e dedicat atletismului, să fie dedicat atletismului. Cine vrea, n-am nimic cu animale, toată lumea se plimbe unde vrea. Dar să ne respectăm, domnule. Dacă se spune stadion de atletism, să fie pentru atleți. Și am auzit acum zvonul că ce s-a făcut până acum e o treabă bună. Că s-a făcut gard, s-a mai aranjat un pic acolo, dar prea puțin. Un stadion standard să fie, unde se organizeze concurs, trebuie să fie pe linie dreaptă, să fie 8-9 culoare și în turnantă 6 culoare. Există niște standarde pe care deci, nu le pot folosi. Asta este standard. Ca să poată fi omologat, să poată beneficia asta este, de... Asta este funcționabil pentru concursul. Deci, în cazul ăsta se poate face concursul. Dar uneori am sentimentul că facem lucruri care numai să fie făcute, de amântuiala. Mai bine nu le facem. Să bifăm că există așa acea bază de... Dar e inutilă. Deci când faci o investiție, domnule, când faci o investiție, faci pentru termen lung, faci pentru 50 de ani. Deci dacă se face acum am auzit zvonul... Pentru că nu pleacă nimeni cu acel teren de atletism acasă. Exact. Sau să plece cu acea suprafață de tartar sau de ce dacă se face două culoare. Alea pentru plimbare. Deci pe linia dreaptă să fie 8-9 culoare. Și în turnante 6. Atunci este funcționabil pentru atletism. Poate că s-au gândit că sunteți doar doi sportivi la Gold Stars. Da. Dar nu facem ca în parc. Nu se face ca în parc. În parc s-au făcut acolo două culoare.
E ceva și ele, pentru alergare foarte bună. Dar vorbim de sportul practicat la masă largă, la nivel de sport de masă. Unde în parc nu trebuie să scoți bareme, nu ai o strategie exact. de alergare, nu te conturbă nimeni. Deci un sportiv. Plus că trebuie să ai un antrenor pe lângă tine care să-ți monitorizeze categoric antrenamentul. Eu făcând viteze. Aș vrea să văd un mare antrenor stând pe o bancă în parc și tu alergând în celălalt capăt de parc, care să spună ce? Să-ți transmită exact. Prin telefon ce ai greșit, unde ai greșit și ce corecții se trebuie să faci, pentru că de asta vorbim. Eu pe stadion, dacă fac sprint, fac viteze, dacă apare ceva în fața mea, un om sau un câine, deja am ieșit din rit. Gata. Dovadă ca și un mușcat. E foarte greu să educăm oamenii. Mulți vin la alergare, păi cu ce te încurg eu că alerg pe culoarul 1? Mie uneori chiar mi-e jenă să-i spun, bă, dă-te, te rog, la o parte că eu fac bucăți. Că, da, și asta face pe nebuna. Dar... Dar cea care face pe nebuna merge și educați, adică... reprezintă Baia Mare la campionatul Balcanii sau campionatul european sau campionatul mondial. Da, uneori pe doamna Teddy o înțeleg. E atât pornită pe anumite situații și îi dau perfectă dreptate. Uitați. E normal să zbieri, pentru că cu frumosul îți spun o dată, de două ori, nu înțelegi. Dau drumul atunci și fac pe nebuna. Ești luat drept... Doamna Teddy a dus nisip pe banii ei. În groapă. Pe banii ei. A dus nisip acolo. Tocmai ca să... Înțelegeți? Da, pentru că copiii pe care îi antrenează... Ca să putem vorbi de condiții decente. Da, exact. Condiții decente. În sfârșit există și un prag la lungime. Până acum nu a existat, dar din păcate nu-l putem lăsa acolo. Trebuie să-l... La fel de important să spunem telespectatorilor că practicați acest sport de înaltă performanță pe banii dumneavoastră. Exact. Pentru că pare frumos că participați la tot felul de competiții în Europa, Spania, Madrid, Malaga, Celie, dar trebuie spus cu ce condiții. Să spunem mai plastic, cercind de la prieteni, cunoscuți. Da, pentru că legea sponsorizării în România e doar pe hârtie. Și deși pare că aici mai e o discuție la fel de importantă, ați avea posibilitate cu deschiderea aceasta să participați la foarte multe competiții, cred că pe criteriu financiar ați ajuns să vă selectați doar competițiile la care vă permiteți. Da, la început de an, pentru că nu poți să-ți permiți să bifezi toate competițiile. Și aici vorbim de cazare, masă, transport, nu mai vorbim de alimentație, adică suplimente. Stai o săptămână în Spania, stai o săptămână în Slovenia. A fost campionat mondial în Australia. În Coreea. Noi nu putem permite așa ceva. Deci, să mă duc eu. De exemplu, doamna Pagu, veterana Masters-ilor, și-a permis, pentru că are o susținere destul de puternică la București. Nu ne putem compara cu Bucureștiul, pentru că în București și salariile sunt diferite, dar ne-a reprezentat. Asta e unul dintre obiectivele sau prioritățile pe care le au colegii noastre de la noi, de la Gold Stars Baia Mare. Povesteam cu Delea aseară, Delea Covaci, și spunea că între 12 și 28 august înotătorii poate să participe în Corea de Sud la Zhangzhou, la campionatele mondiale de not masters. Biletul unui avion fiind de circa 1200 de euro. Da. De persoană, e un obiectiv tot pentru colegii dumneavoastră de la NOT Masters și ar dori să, ideal ar fi să participe cu 6 sportivi. Vorbim doar de 6-7200 de euro biletele de avion. Șanse au, pentru că sunt sportivi buni care se pregătesc. Dacă ar fi să vorbim de modele în viață, voi începe, domnule Carol Farcaș, cu dumneavoastră. Ați avut ocazia în cei 30 de ani, peste 30 de ani de activitate, să aveți în preajma dumneavoastră nume extrem de importante ale atletismului, pornind de la jamaicana Marilyn Otey, cu care am participat la campionatul mondial. Ea este o doamnă distinsă. Nu la aceeași probă, dar am fost colegi de întrecere. Deci m-am întâlnit cu Dența, care a câștigat 3
Olimpiade. Un mare atlet. Atletismului mondial. Și am avut ocazia încă să alerg să particip ca adversar cu mari foști atleți, foști campion mondial, campion olimpic, cum e americanul Bill Collins, care a câștigat 3 olimpiade la rând, rusul Rybakov. Englezul Tony Vers și ați atleți mari a lumii cu care am concurat. Această jamaicană chiar a fost cooptată la un moment dat să supervizeze naționala sau să lucreze pentru Federația Română de Atletism, această Maleotei. Ea a fost prezentă, dacă nu greșesc, în 2013 în România. Nu știu asta, dar atâta știu că ea momentan trăiește în Slovenia. Deci s-a mutat după ce a terminat activitatea atletică, s-a mutat în Slovenia. Trăiește acolo. Și o sportivă extrem de ambițioasă, pentru că ea a declarat la un moment dat că a trăit într-o sărăcie. Luce a făcut pregătire în Jamaica, unde nu existau terenul sau piste de atletism, și făcea acest atletism de sculță, nepermițându-și așa ghete de atletism. Deci oarecum uneori retrăim ceea ce... Asta nu știu despre ea atâta, numai că am stat la 2 metri de ea și tot am admirat. Și este o legendă. Este o legendă și mondial. Un corp simetric, corp splendid, ceva deosebit. Și faptul că ați avut privilegiul de a primi o diplomă de la Lia Manoliu, Iolanda Balaș-Sutter, spune multe. Pentru că, iată, lumea atletismului apreciază Baia Mare, apreciază munca desfășurată aici, care încet, încet... Ea s-a strâmbit foarte mult și când timp a fost ea președintele, a fost totuși altfel atletismul române. Să muncit mai bine și mai ordonat și rezultate mult mai bine, bune, pe plan internațional. De aici mi-a venit o idee, doamna Monica Holdo. E posibil, pentru că vârsta vă permite, nu știu, programul, să spunem telespectatorilor că dumneavoastră aveți o viață cotidiană extrem de tumultoasă, cu loc de muncă, adică sună oarecum viață ciudat, de familie, dar sună oarecum ciudat că participați la concursul de veterani, gândindu-se oamenii că sunteți o bunicuță care stați acasă croșetați și între ele mergeți să alergați. Dar dumneavoastră aveți un job. Da, aveți da. Puțin peste 40 de ani. Puțin mai mult, imediat schimb categoria, 45 plus. Deci, da, dar mai aveți în spate, să spunem, vreo 20 de ani în câmpul muncii. Da, asta e adevărat. Vă gândiți să candidați la una din structurile Federației Române de Atletism pe segmentul de masters? Pentru că e, cred, nevoie la un moment dat și de oameni importanți pentru lobby. Da, lobbyști. Nu m-am gândit. Poate o să mă gândesc, mi-ați dat o idee pe viitor, chiar nu m-am gândit și orice e posibil. Adică îmi plac provocările. Domnul Iosif Feșco, cu care vă cunoașteți, a fost până în preajma vârstei de 80 de ani în structurile Federației Române de Orientare. Da. Antrenor de lot național, vicepreședinte... Tot timpul a fost în... Da, e foarte important. Adică, într-adevăr, e nasol cu distanțele. Și trebuie să-ți și placă. De exemplu, mie îmi place foarte mult meseria pe care o am, pe care o practic. Poate reușesc să ajung într-un centru olimpic de recuperare, dacă tot se va face centru de recuperare centru sportiv la Baia Mare. Dar pe medicină sportivă mi-aș dori să ajung. Asistent balneofizio-kinetoterapeut. Însă, optând pentru acest lucru, nu credeți că vă veți pierde din calitatea de sportiv? Bine, nu să renunți la sport. Nu, categoric. Adică sportul este un hobby, va fi o pasiune, poate, dacă, o stare de bine. Care... Dacă se va duce la bun sfârșit acest proiect cu Complexul Sportiv Național la Baia Mare, ar fi o oportunitate și poate ocazie. Însă în condiția în care vin sportivii 10-11 luni să se pregătească pe formatul izvoran, pe formatul complexului de la Mogoșoaia, credeți că veți putea să mai onorați activitatea de atlet? Bineînțeles, pentru că mă gândesc că ai un program de 8 ore, adică acel centru care va funcționa de recuperare
nu voi fi singură. Adică, nu, n-am de gând să renunț la... parcă nu pot. Face parte din viața mea. Pauzele îmi fac bine, dar la un moment dat, după prea multă pauză, simt nevoia să fac ceva. Domnule Carol Farcaș, au fost momente în viața noastră de atlet, pentru că vorbim doar de activitatea în atletism, în care ați fi spus stop sportului? Nu, niciodată. Niciodată nu m-am gândit așa ceva. Deci în momentul când ați fost mușcat de căței? Nu, niciodată. Nu pot. Dacă stau două zile, nu mai pot. Trebuie să mă duc. Înseamnă că este un chim pentru dumneavoastră să vină sărbătorile de iarnă sau în perioada aceasta cu zăpadă? Așa cu... este. Așa este. Trebuie să alerg, trebuie să mergem. Sportul e bine să faci până la anumit nivel. Deci să nu depășești limita. Cum fac unii la vârsta noastră, deja fac și de două ori antrenament pe zi. Asta este deja o prostie. Deci eu antrenament fac de patru ori pe săptămână și destul, pentru că la vârsta noastră organismul are nevoie și de revenire. Să revină, știți? Nu poți forța. Randament nu dai, chiar dacă forțezi. Adică rezultatele... De la un nivel mai sus, nu mai e sănătate. E distrugere. Înțelegeți? Crește programul de antrenament sau e mult mai intensiv în preajma competițiilor față de un program normal de antrenament? Lucrăm mai mult pe probe respective, specialitate și, bineînțeles, mai tare un pic. Dar înainte de concurs, cu 3-4 zile, 5 zile, lăsăm mai moale un pic. Să nu facem o întindere. Deci în perioada de iarnă, să nu ne forțăm. Cantonamente ar fi ideale. Dar cantonamente la locul de muncă. Doamna Delia Gurmaz este cea care vine și vă spune anumite corecții? Da, mai ales la antrenamentele când merg pe dimineață. Tot timpul mă corectează, tot timpul și chiar îmi place. Pentru că antrenându-mă uneori singură, nu poți să-ți dai seama unde greșești, unde sunt probe tehnice, unde chiar ai nevoie de cineva de specialitate să spună. Nu sunt enervante aceste sfaturi? Bine, la vârsta mea nu sunt. Probabil pentru un junior, un tânăr pare cicălitoare, dar mie chiar îmi fac bine. Deja intrați pe primul cincinal la Masters, ați debutat în 2014. Da, prima competiție în care domnul Carol... La Masters, care sunt, să spunem, prioritățile lui 2019? Pentru că iată ne mai departe, mai puțin de 3 minute. Ar fi campionatele naționale, care sunt luna viitoare, 16-17 la București și Balcaniada din septembrie, pentru că campionatele... Europene la Veneția? Bine. Mai încolo? Mai sunt și mondialele de la Torun, unde îmi pare rău că nu am posibilitatea să merg, deoarece instinctul îmi spune că aveam șanse la medalii după rezultatele care sunt în momentul de față. Sunt 6 atlete înscrise, doar 2 au rezultate peste 5,40 m, restul sunt sub nivelul meu. Dar în concurs niciodată nu știu ce se întâmplă. Pentru domnul Carol Farcaș e oarecum mai simplu, pentru că dumneavoastră sunteți un specialist al probelor de garduri, 60 metri garduri în sală, 300 de metri afară. Care sunt obiectivele 2019? Păi obiectivele se fac record la toate probele unde particip. În sală la 60 garduri, afară 300 garduri. Deci cam 200 de ani să nu vă poată întrece nimeni. Deci, eu nu fac întrecere cu colegii, cu parteneri. Eu fac cu timpul. Eu vreau să fac record, totdeauna cu timpul. Timpul este adversarul meu, direct. Nu vă uita nici în stânga, nici în dreapta pe cine aveți ca adversar. Nu mă interesează niciodată adversarii. Pe mine timpul mă interesează. Două vești bucurătoare, poate pentru doamna Monica Holdă, una dintre ele, a doua pentru iubitorii de sport, să spunem că în vara acestui an, domnul Iosif Feșco spunea ieri că vrea să organizeze în zona aeroportului din Tăuți un campionat național de șosea.
va fi unul dintre punctele pe care le veți onora? Da, bineînțeles. Adică e, cred, când pe e mult vorba timp, de atletism, da, și mai ales că pe... vor veni colegii din țară, de la București, din toată țara. Am înțeles că va fi în luna mai. Sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Da, da, așa am înțeles, dar va fi mai mult... Un interval extrem de interesant și care poate să coincidă cu un proiect al domniei sale, acela de a deschide un muzeu al Iosif Heșco, al generației Heșco, undeva în zona Nistrului. Muzeu al sportului. Da, pentru prima dată o veste, o noutate. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, iată doi invitați speciali în această seară, doi oameni veniți din lumea atletismului. Este vorba de doamna Monica Anișoara Hordo, atlet veteran la Clubul Sportiv Gold Stars Baia Mare, și domnul Carol Farcaș, de asemenea coleg, primii doi atleți a acestui club sportiv din municipiul Baia Mare. Eu vă mulțumesc pentru prezența în această seară. Încă o dată felicitări pentru faptul că dați dovadă de longevitate și faceți înaltă performanță la vârsta dumneavoastră. Pe final de emisiune, stimați telespectatori, vă invit la un ultim calup de interviuri realizate la finalul unei competiții de handbal juvenil, pentru că mergem la cealaltă extremă, derulat sâmbătă și duminică în sala polivalentă, un turneu câștigat de Academia de Handbal Minaur Baia Mare, Academia, echipă condusă de Florin Mironescu, cu două interviuri ale lui Florin Mironescu, antrenor coordonator al Academiei, și Vasile Viman, președintele executiv al Academiei. Încă o dată mulțumim celor doi invitați. Și mulțumim pentru invitație și să veniți oricând... Să veniți cu cât mai multe medalii. Dacă și... îmi permite să ofer o medalie de aur emisiunii din partea dumneavoastră. Mulțumim încă o dată. Este o medalie extrem de frumoasă de la Campionatul Național de atletism din 2018. O medalie pe care iată domnul Carol Farcaș ne acordă emisiunii sportive. Mulțumim încă o dată pentru modestie, pentru rezultate și, de ce nu, pentru faptul că existați și reușiți să duceți numele și renumele Băii Mari atât în România cât și în Europa. Noi punem punct aici emisiunii din această seară. Cu lumea sportului ne vom reîntâlni lunea viitoare la aceeași oră 17. Cu acestea fiind zise, eu vă doresc o seară cât se poate de plăcută, toate cele bune. La revedere! Domnule Florin Mironescu, un turneu extrem de important și binevenit, cu două prezențe la fel de importante, două formații din Ungaria, o țară care, iată, reușește să țină trena handbalului european. Așa este. Ne bucurăm că am reușit să organizăm pentru al doilea consecutiv un turneu de asemenea învergură. Noi sperăm să fie an de an. Noi știu turneul de anul acesta, s-a văzut două echipe care reprezintă școala maghiară de handbal. Drept dovadă, noi ne uităm la televizor, la campionatul mondial, Ungaria este, la masculin, este prezent acolo. Pentru noi au fost trei meciuri foarte bine venite, suntem la perioada de început de an. Avem de atins niște obiective pe care ne le-am promus, acelea de a accede la turneul final. Suntem bucuroși că am finalizat turneul ăsta cu bine. Un turneu adjudecat în dauna formației Ferenc Varos. Asta e sportul, astăzi ești tu, mâine, celălalt. Important e că ne-am simțit bine, au fost meciuri foarte viu disputate. Noi asta ne bucură și avem de unde să tragem învățăminte, să ne conectăm greșelile pe care le-am făcut în turneul ăsta. O generație interesantă, cu foarte mulți jucători în echipa ta, cu o talie impresionantă. Sigur, da. E o generație bună, muncită. Noi sperăm că în 2-3 ani de zile să facem pasul la prima echipă, pentru că ăsta este scopul Academiei, acela de a perfora și a da jucători spre primul. Înainte de începerea returului de campionat, să spunem că mai aveți un important examen la Turda. Da, sunt amintoare, vom participa la un turneu puternic la Turda, doar pe echipe din țară. Se preconizează că acele echipe care vor merge la Turda vor face, să vor simți și în turneul final. Este o repetiție generală bună înainte de a începe campionatul. Un campionat la fel de greu ca și celelalte,
cu un nou sistem de disputare și cu meciuri extrem de interesante. Da, noi chiar avem o serie foarte grea aici. Discord, da, vorbim de Brașov, vorbim de CSM Ploiești, e o serie echilibrată, o serie bună, dar cu așa crește în valoare, doar jucând cu echipe puternice. Îți mulțumesc și mult succes! Mulțumesc! Domnule Vasile Viman, un turneu extrem de bine pus la punct și benefic pentru juniorii academiei, un turneu cu o prezență internațională. Da, este adevărat. Clubul nostru încearcă să creeze o tradiție prin organizarea acestui turneu în fiecare an în ianuarie. Ne bucurăm de prezența partenerilor noștri de la Ferencvaros și de asemenea Big Seger, care au confirmat și în acest an. În viitor sperăm să-l dezvoltăm și să trecem la un turneu cu 6 echipe, dar pentru noi este o bucurie să putem organiza acest turneu. Juniorii 2, iată, la înălțime cu echipe din Ungaria. Ungaria a știut prin faptul că are echipe de top în Europa. Este adevărat, nu doar Ungaria, noi participăm și în decembrie și în Slovacia la turnee internaționale. Doar jucând cu echipe valoroase putem progresa. Până la începerea campionatului, acești tineri mai au pregătiri în România. Săptămâna viitoare o să participăm, am confirmat prezența la un turneu din 8 echipe la Turda, la care participă și CSM București și Bacău, echipe puternice din România. În principiu este o avantpremieră a unui turneu final. Sunt invitate echipele care o să ajungă și la turneu. Pregătiți extrem de temeinic începerea campionatului, pentru că și el este unul la fel de dificil. Este adevărat, s-a schimbat modalitatea de a juca și de a ajunge la turneul final. Sunt multe meciuri pentru acești copii. Este foarte important ca ei să joace și bucuria noastră a clubului, dacă o să reușim să ajungem la turneul final și poate să ne calificăm în primele 4 echipe. Vă mulțumesc și mult succes! Și eu vă mulțumesc!